Tatăl meu a fost împușcat și practic l-am cules din fața blocului să-l ducem în casă. Toți oamenii de acolo au început să strige, ați omorât tata, doi copii. Și acum am imaginea, locul în care a ieșit glonțul, practic în spatele cefei, era o gaură mare. L-am prins pe tata de gulerul de la haină, l-am prins ca să nu cadă peste balustradă și în momentul când l-am tras, băgam mâinile sub braț și l-am tras la piept, avea partea din spate, ațea jumătate de cap, vreau să zic că era gaură. Eram acasă, el venise de la prietenii lui, fusese în vizită. Mi-a spus că coboară până jos, în fața blocului. M-a luat în brațe, a fost practic în pragul ușii și cam asta a fost ultima dată când l-am văzut. Ne-am și prins de el ca să nu iese afară și ne-am prins în casă. E ca și cum parcă ar fi vrut cineva să le ia acolo. Deci, da, am regretat la un moment dat faptul că n-am coborât după el. Că poate se întorcea. După aceea am stat și ne-am gândit dacă era și mama acasă ce se întâmpla. Coboram amândoi. Sunt foarte convins de lucrul ăsta. El a ieșit pe balcon să vadă grupul ăla de manifestanți care spărgeau geamuri și vandalizau magazinele. Dar nici o clipă, nici, cred că nimeni nu s-ar fi gândit că va trage cineva în populație sau să tragă în oameni sau să tragă la balcoane sau în case. Ne-am dus pe geamul de la baie pentru să vedem ce se întâmplă, ce se aude, ce se... Și eu și sora mea. Și erau aici tancurile cu militari. Oamenii strigau toți, la un moment dat, libertate, jos Ceaușescu. Nu vedeam foarte bine, dar auzeam și aveam impresia că auzim vocea tatălui meu. Pe la 7 și ceva. Noi ne uitam de pe geam, s-a auzit o bubuitură. În fapt, a fost o rafală de împușcături, de gloanțe. La un moment dat, după nu știu exact cât timp, ne-am ridicat și ne-am uitat că se opriseră focurile de armă. Și am văzut 4 persoane care se duceau cu mâinile în sus, ridicate, și au ridicat o persoană de jos. Uitându-ne atenți, am recunoscut puloverul de pe el și am știut că e tata. Am fugit jos, îl puseseră chiar aici, după gard, pentru că nu știau al cui este. Vecinii când ne-au văzut plângând și coborând, alergând acolo, ne-au întrebat ce este și am zis că tata a fost lovit sau n-am știut exact care e treaba atunci. Și ne-au ajutat și l-am adus sus. L-au pus în bucătărie pe covor. Fiind mai micuță, am reușit cumva să văd, și acum am imaginea, locul în care a ieșit glonțul, practic în spatele cefei. Era o gaură mare. După care am fost luat și dus la niște vecini care ne-au dat niște calmante pentru că nu ne puteam opri din plâns. Și am rămas acolo sus până luni după masă, aproape, când a venit mama. În momentul în care ei au început să tragă, eu am fost jos în fața scării. Normal și firesc, au început să tragă și după mine, dar nu m-au nimerit. Urcând în bloc, în casa scării și ducându-mă în apartament, l-am găsit pe tata împușcat în cap. Sora era jos, ghemuită. Am prins-o de păr, efectiv, că n-aveam de ce să o prind și am tras-o în casă și am spus, fugi! Iar
l-am prins pe tata de gulerul de la haină, l-am prins ca să nu cadă peste balustradă și în momentul când l-am tras, băgam mâinile sub braț și l-am tras la piept, avea partea din spate, jumătate de cap, vreau să zic că era gaură. Deci creierii și tot ce era, a fost zburat pe perete. Glonțul a intrat aici, în obraz, iar când a ieșit prin spate a făcut ravagii. Și l-am tras și am apucat să strig către ei, zic, nenorociților l-ați împușcat. Ei, în momentul ăla au început să mai tragă, pănesc după mine sau știu unde au mai vrut ei să tragă. Și l-am tras în casă și atunci a venit și mama, care era într-o cameră alăturată și atât am strigat, aduceți o lumânare că moare. Și în momentul când s-a prins lumânarea, el efectiv a murit cu ochii deschiși și cu gura căscată. Și a doua zi dimineață, mama s-a dus să facă formalitățile pentru deces cu sora mea. Eu am rămas singur în apartamentul de pe Transilvanie, unde a murit tata. Și la o perioadă scurtă, 9 și ceva, 10, a bătut niște oameni la ușă, îmbrăcați în uniformă. Aveau niște manta verde de armată, dar aveau pantofi de piele și costum. Da, de aici ziceau că-s de la armată, chipurile. Și au zis că au venit să ridice pe tata cadavru. Normal, le-am spus că nu e acasă, e plecat în piață. În momentul ăla s-a deschis ușa larg, m-au lipit de perete, normal tot le-am spus că nu vi-l dau să vină mama, nu știu ce, m-au lipit de perete și ori dacă nu trag din gură, poate ajung și eu lângă el. Și în momentul ăla am trecut din gură că ce puteam să fac. Luni dimineața, după ce s-a întâmplat treaba duminică, în 17, m-am dus jos să caut unde a fost împușcat, că nu mai era nimic, am fost să caut, că avea o căciulă de Astrahan din aceea. Am găsit-o chiar acolo unde este crucea și am luat-o sus, era plină cu oase craniene. În fiecare decembrie mi-aduc aminte. În fiecare decembrie retrăiesc acel moment. Că 10, 20, 30, 50 de ani îl voi retrăi. Din păcate, am fost acolo, mi s-a întâmplat mie și în fiecare an, în decembrie, trec. Am o perioadă în care da, nu prea sunt sociabilă, să zic. Am încercat pe toate căile posibile să mă atașez, ba de prieten, ba de să fac ceva anume ca să pot să nu simt foarte tare, dar n-aveam cum. Nu erau zile să merg pe stradă și să nu plâng. Nu erau zile să nu... Am avut la un moment dat, mi-au aminte, mergeam înspre școală și am avut impresia din spate o persoană că el îi, dar de fapt nu era el, era altcineva, era tata. Am crezut că e tata. Ne-a ajutat foarte mult mama, foarte mult să trecem peste acest lucru. Mama și ma fiind cu noi tot timpul, ne-a ajutat să trecem. Dar cred că am fi avut probleme mari și noi după aceea. Normal că trauma a fost foarte mare, că te gândești să-l scoți tumor de pe balcon și să-ți moară mâinile tale, coșmaruri. Aveam impresia că cineva mă urmărește și vine să mă omoare.
A, recunosc că am căzut și în patima băuturii un pic. Că, na, la vârsta aia, să te vezi dintr-o dată, nu singur, dar mama era și ea bolnavă, eu fiind singurul, am luat un pic pe căi străine, care nu erau prea ortodoxe pentru mine, la momentul atunci. Prieteni nu mai aveam. Lumea din jur se uita cu alți ochi la tine. Ce să răspund? Foarte greu. Dar, cunoscându-o pe soția, am reușit în timp, m-a înțeles și cât de cât sunt un om echilibrat în ziua de azi.